Pentru Culițăster, anul 2022 a fost unul destul de tumultuos. Artistul s-a bucurat de progrese impresionante din punct de vedere profesional, însă spre final, problemele s-au abătut asupra sa, potrivit ultimelor informații. Procurorii de la parchetul de pe lângă judecătoria Cluj-Napoca au decis să-l trimită în judecată pe Culițăster, ce acuzații se aduc manelistului. În primul rând, acesta este acuzat că a condus mașina sub influența alcoolului, dar și a altor substanțe. Lucru care, evident, reprezintă o încălcare clară a legii, conducerea pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deținerii permisului de conducere de către o persoană care, la momentul prelevării mostrelor biologice, are o imbibație alcoolică de peste 0,80 grame la litru alcool pur în sânge, se pedepsește cu închisoare de la 1 la 5 ani sau cu amendă. Prevede articolul 336 din Codul Penal, la consumul de alcool se mai adaugă și consumul de droguri. Având în vedere că ulterior s-a aflat că manelistul a consumat și substanțe interzise în noaptea cu pricina, după ce a provocat accidentul rutier, Culițăster s-a și ascuns într-o toaletă publică, iar mai apoi a fost găsit de oamenii legii. La aceste acuzații se mai adaugă și săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă și părăsirea locului accidentului fără încuvințarea organelor de poliție, având în vedere toate acuzațiile care i-au fost aduse artistului. Dar și prevederile din Codul Penal, s-ar părea că în realitate, Culițăster riscă să execute până la 5 ani de închisoare. Odată ce întreg procesul va fi finalizat, Culițăster a vorbit despre accidentul rutier o singură dată și a ținut să ceară scuze public pentru cele întâmplate în acea noapte, inclusiv familiei victimei, care a avut nevoie de îngrijiri medicale. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.